După o iarnă blândă, favorabilă pentru familiile de albine, primăvara a creat probleme foarte mari apicultorilor. Inamicul numărul 1 a fost vremea rea, astfel că rapița și salcâmul nu au secretat nectar, iar albinele nu au avut ce culege. Rapița cel puțin n-a secretat nectar, la fel ca și salcâmul, și albinele n-au avut ce culege. Câteva zile care au fost însorite la rapiță și producția fiind foarte mică, au cules cât au cules, după aceea a doua zi au consumat dacă a plouat. Să înțeleg că anul acesta așteptăm la producții scăzute. Foarte scăzute, foarte scăzute. La rapiță cel puțin, foarte, foarte scăzute față de anul trecut. Bine, anul trecut n-au fost familii foarte puternice și n-au avut ce culege. Sau a fost rapiță modificată genetic și tratate cu neonicotinoide și n-au putut face... Au fost pierderi foarte mari. Producția slabă de miere de anul acesta se va resimți, cel mai probabil, în prețul de la tarabă. Mai ales în privința mierii de salcâm, aceasta va fi o raritate, iar la tarabe se poate găsi miere de anul trecut. Nopțile foarte reci, automat, nectar nu a fost, nu au avut ce culege. Cred că producția de salcâm va fi zero anul acesta. Oricum, anul trecut a fost un an bun la salcâm. Dacă a păstrat-o, găsim pe piață, dacă nu... Dacă n-a plecat în afară. Ultima speranță a apicultorilor este să recupereze atunci când albinele se vor hrăni cu polenul provenit din culturile de floarea soarelui și din fânețe.